de tot, părinții mei m-au ajutat ca să cresc, să fiu un bun și așezat, să cânt și să iubesc. Ce ani frumoși am petrecut, copil fiind la ai mei, în casa lor. Vă spunem, Hristos a înviat și vă felicităm cu sărbătoarea de astăzi, că și cunoaștem că este ziua familiei. Cu acest prilej, cineva a solicitat o surpriză pentru dumneavoastră, căci mai este un prilej de sărbătoare pentru dumneavoastră. Ne spuneți ce, și nouă. Ce sărbătoare? Această zi am născut o fetiță și suntem tare bucuroși. O avem, numai că nu-i lângă noi, este lângă noi. Această surpriză, aceste flori, este din partea fiicei dumneavoastră, Natalia. Și șampanie de sănătatea ei. Am înțeles că este departe, dar și pentru că vă iubește foarte mult astăzi, de ziua ei, se închină în fața dumneavoastră și vă mulțumește pentru viața care i-ați oferit-o, pentru toată grija, pentru educație, pentru atenția și pentru toată dragostea în care ați crescut-o. Aceste flori sunt de recunoștință din partea ei pentru dumneavoastră, doamna Zinaida, și pentru dumneavoastră, domnul Anatolie. Vă întrebăm dacă îi spuneți ceva. Vrem să-i spunem din partea noastră mult, mult sănătate, fericire, să fie așa cum a fost. Noi ne mândrim cu dânsa și al mai scump lucru pe pământ care îl avem și care l-am ne-a dat Domnul să-l avem și noi, o avem pe dânsa. Și vrem să o avem așa cum este, într-adevăr, pentru noi e cei mai scumpă, e cu minte, ne-a ascultat întotdeauna și am spus noi ce ei au făcut și cred că de azi înainte tot așa să fie și ne mândrim tare, tare cu dânsa. Și îi spuneam încă o dată mulțumesc pentru surpriza care ne-a făcut. Bună, Tășica, da, tătica și da, mamica, îți mulțumim ții tare frumos, îți dorim o sănătate, bucurie, unire frumos să ne aduci acasă. Suntem gata, te așteptăm. Și mulțumesc foarte frumos de cadou și de tot. Ne-ai, cum spui, șocat cu surpriză. Ne-ai uimit cu surpriză. Și îți mulțumim tare frumos și îți dorim sănătate, bucurie și să dăie Domnul știu anul ăsta. Să ajungem cu sănătate, să ne întâlnim și să trecem mai departe. Și noi vă urăm multe bucurii de la fiică și în familia dumneavoastră. Fie ca Domnul să vă ajute în toate și să vă lumineze drumul vieții a dumneavoastră și a fiicii. De când mă știi, am învățat prin mine doar să răzbat. Mi-au folosit povețile pe care le-am urmat. Pe tăvi de argint nu am primit nici glorii, nici premieri. Zi după zi cât am trudit, nu doar de azi, de ieri. Dragii mei, dragi părinți, voi rămâne copil cât voi trăi. Pentru voi, dragi părinți, cânteșele mele să vă aducă bucurii. Vă sărut ochii grei, încărcați de atât de multe ani.